Un tânăr a fost bătut chiar în curtea unei biserici din capitală. Totul s-a întâmplat la Botanica, în jurul bisericii Sfântul Gheorghe. Băiatul a încercat să-l întrebe pe protoiereu dacă construcțiile care se fac în preajma lăcașului sfânt sunt legale, iar părintele s-a enervat și a forțat camera din mâna tânărului. Plus la toate, l-a mai rugat pe un prieten din preajmă să-l ajute să se izbăvească de oaspetele nepoftit. Bună ziua! Așa și nu mi-ați mai arătat atunci documentele. Poate vă rog să-mi spuneți câte ceva. Aici, conform documentelor, nu-i prevăzut să fie acest bloc. Ce puteți să spuneți? Dar de ce atunci ministerul... De ce vorbește așa de agresiv? De ce vorbește așa cu mine? De ce vorbești așa cu mine? Asta creștinește? Spuneți-vă, eu mă duc. Asta creștinește? Du-te în teritoriul Mărădișa. E privat? Spuneți-vă, e privat? Băi, e privat, du-te aici. E privat sau... În imaginile video se vede clar cum părintele, care la un moment dat și-a dat seama de păcatele comise, încearcă să scape basma curată. Totul s-a văzut. Ce s-a văzut pe omule? Asta creștinește, da? Tare creștin, la sânge. Da? Dar Domnul pe mine amuia m-a înjurat. Nu, eu nu știu făcut. Lângă biserică. Asta e frumos? Eu nu știu făcut omul. Păi m-a înjurat amuia. Eu nu, n-am văzut. Tânărul nu a vrut să fie filmat de echipa Tăsân, pe motiv că și-ar pune viața în pericol, deoarece susține că domnul care a ajutat preotul să comită păcatele ar fi un colaborator de-al Ministerului Afacerilor Interne. Părintele nu a fost de găsit pentru a comenta incidentul.